numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Cer, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească să numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Preacucernice, Părinte Profesor, binecuvântați. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și miluiește. Amin. Doamne ajută, bine ați venit, ne bucurăm tare mult că sunteți așa de mulți. Chiar aveam emoții, nu știam cum va fi astăzi, duminica seara, dacă veți fi, dacă veți putea veni. Totuși o seară de duminică, poate sunteți prinși și ocupați sau în pregătire pentru noua săptămână. Dar slavă lui Dumnezeu că iată v-ați adunat, că am putut fi cu toți de astăzi de aici părtași. La o nouă seară duhovnicească, la o seară duhovnicească deosebită, în cadrul căreia l-avem invitat pentru a doua oară și îi mulțumim pe această cale în mod deosebit, pe Preacucernicul Părinte Profesor, Părintele Conferențiar Universitar Dr. Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie Iustinian Patriarhul din București, care va vorbi despre Sfântul Ierarh Grigorie Palama, pe care l-am prăznuit ieri, despre Maica Domnului Sihasta în viziunea și în scriere în opera Sfântului Grigorie Palama. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine seară vom avea o altă seară duhovnicească, tot la orele 18, tot aici, când invitat va fi Părintele Profesor Dr. Mihai Spătărel, parohul Bisericii Pitaru Moș din București, care va vorbi despre Patriarhul Iustinian Marina. Pe 23 noiembrie, adică de mâine într-o săptămână, tot la orele 18, va veni Părintele Nicolae Tănase de la Valea Flocului. Iar pe 7 decembrie, adică de luni, de mâine în 3 săptămâni, va veni Părintele Profesor Dr. Mihai Mirea de la Fundația Sfântul Sava din Buzău. Aceea fiind și ultima seară duhovnicească din acest an. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și pentru această seară, pentru această întâlnire și acum îi dăm cuvântul Părintului Profesor să ia să vorbească. Doamne ajută! Inițial propusesem o altă temă și anume era vorba despre pocăință la Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar pentru că noi ne-am mai întâlnit în această biserică și am vorbit despre pocăință, m-am gândit că este mult mai bine să vorbim câte ceva despre Sfântul Grigorie Palama, pe care l-am sărbătorit ieri. Și mai mult decât atât, pentru că am început postul nașterii Domnului. E foarte important, sâmbăta viitoare prăznuim intrarea în biserică sau intrarea în templu a Maicii Domnului. Și de aceea m-am gândit, deci nu voi vorbi prea mult despre Sfântul Grigorie, itinerarul vieții Sfântului Grigorie, ci mai mult despre rolul Maicii Domnului în viața Sfântului Grigorie Palama și așa cum am anunțat, Sfântul Grigorie Palama, despre Maica Domnului Isihasta sau Maica Domnului Urzitoare de Nesfârșită Rugăciune. A rânduit Dumnezeu, astăzi îl prăznuim pe Sfântul Paisie Bericicovski. Vom vedea că există o legătură între Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Paisie Bericicovski. De ce? Pentru că în secolul al XVIII-lea, Sfântul Paisie Bericicovski va relua această temă a Maicii Domnului Isihasta și o va dezvolta mai ales pentru viața monahală, pentru isihia monahală, pentru ca în secolul al XX-lea această teologie despre Maica Domnului Isihasta
să fie așezată în imn, în imnul acatist, la rugul aprins de către Părintele Daniel Sandu Tudor, care a fost și un coordonator, să spunem, al mișcării duhovnicești la rugul aprins. Ceea ce aș vrea să subliniez mai întâi este că Sfântul Grigorie Palama, care a marcat cu personalitatea sa secolul al XIV-lea, este Sfântul care a vorbit lumii, nu în calitate de filozof, nu în calitate de om al ideilor, ci a vorbit lumii și a scris în calitatea sa de creștin autentic, în calitatea sa de monah care s-a ostenit la Sfântul Munte Athos și apoi de păstor al Tesalonicului. În această calitate a vorbit Sfântul Grigorie Palama și iarăși aș face o legătură. Vedeți, toate se înlănțuiesc. Deci ieri am avut sărbătoarea Sfântului Grigorie Palama, astăzi Sfântul Paisie Velicicovski și mâine este ziua de naștere, se împlinesc 112 ani de la nașterea Marelui nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, pe 16 noiembrie. Teologul care în secolul al XX-lea, cel puțin în teologia ortodoxă românească, a așezat la loc de cinste opera Sfântului Grigorie Palama. Vom vorbi mai târziu despre aceasta. Deocamdată câteva repere în ceea ce privește viața Sfântului Grigorie Palama. Se știe că Sfântul Grigorie Palama provenea dintr-o familie, tatăl său, consilier imperial, Constantin, și soția acestuia se numea Calonii. Au avut trei fii, Grigorie, Macarie și Teodosie, două fiice, Teodora și Epihari sau Epiharia, Teodota și Epiharia. Și trebuie să spunem un amănunt, și anume că tatăl său, consilierul, senatorul Constantin, era consilierul împăratului de Constantinopol, Andronic al II-lea, tatăl său avea și el rugăciunea inimii, sau oricum avea momentele sale de rugăciune, consemnează John Meindorf în introducere în viața și scrierile de Sfântului Grigorie Palama. John Meindorf, un teolog rus din diaspora, care a trăit o perioadă în Occident, în Franța, și apoi a mers la Institutul Sfântul Vladimir din Statele Unite ale Americii, un institut ortodox. John Meindorf surprinde acest aspect și ceilalți care s-au ocupat de biografia Sfântului Grigorie Palama, faptul că însuși împăratul Andronic al II-lea avea momente în care simțea pe Constantin că este în rugăciune și atunci nu îl tulbura. Deci, tatăl său avea această rugăciune a inimii, ni se sugerează. Așa se face că pe când Grigorie avea doar 7 ani, deci în 1303 aproximativ, tatăl său, Constantin, a trecut la cele veșnice. Pe patul de moarte, tatăl său Constantin a fost luns în monahism și înainte de a trece la Domnul, și-a încredințat copiii în grija Maicii Domnului. Este foarte important că și-a încredințat copiii în grija Maicii Domnului, spunând așa: eu nu voi lăsa copiii împăraților pământești și temporari, ci augustei stăpâne a toate, mamei împăratului cerurilor, a zis Constantin, privind spre icoana Maicii lui Dumnezeu, care îi stătea în fața ochilor. Ceea ce observăm în perioada aceea, familiaritatea părinților tânărului Grigorie Palama, deci și a lui Constantin și a mamei lui Grigorie, și anume Calonii, era o familiaritate cu monahii și deși Sfântul Grigorie Palama, vă vedea, a urmat o școală filozofică până la vârsta de 18-19 ani,
El totuși a refuzat oferta împăratului Andronic al II-lea Paleologul, care l-a chemat să rămână la curte, să devină, la fel cum a fost tatăl său, un sfetnic al apropiat al împăratului. Dar, încă de tânăr, tânărul Grigorie este inițiat în rugăciunea minții, în rugăciunea inimii și așa se face că în 1316, deci Grigorie, care avea pe atunci vârsta de 20 de ani, a plecat împreună cu ceilalți doi frați ai săi la muntele Athos. Pe drum se spune că s-a oprit câteva luni la niște călugări de pe muntele Papichion, care era un munte între Tracia și Macedonia, unde a avut o serie de discuții cu multe grupări de bogomili, care erau, eretici, însă pe care el a reușit să-i convertească la Ortodoxie. Deci a ajuns la Athos în primăvara anului 1317 și timp de 3 ani a fost sub povățuirea duhovnicească a unui sihast pe lângă mănăstirea Vatopedu. În al doilea an a avut parte de o vedenie care l-a asigurat de ocrotirea și de grija specială a Maicii Domnului. Cred că este foarte important aici. El se va bucura din partea Maicii Domnului de o ocrotire specială. Și așa se explică de ce Sfântul Grigorie Palama a avut toată viața sa. Nimeni n-a vorbit atât de frumos dintre Sfinții. Sunt mulți Sfinți Părinți care au vorbit frumos despre Maica Domnului, dar atât de profund, atât de apropiat, atât de, să zicem, familiar a fost Sfântul Grigorie Palama. Și iată ce relatează biograful său, Filotei Cochinos, în legătură cu această apropiere a Sfântului Grigorie Palama de Maica Domnului. Spune că, ajuns la Athos, bunul Grigorie a venit la Nicodim, care locuia în Isihie, nu departe de Lavra Vatopedu. A fost uns în monahie și s-a predat pe sine în chip desăvârșit ascultării. Iar ce fel de călugăr a fost minunatul îndată, după ce și-a făcut făgăduințele și renunțarea în cuvânt, în faptă și în contemplarea minții, este evident aici. Era în al doilea an, când venea la Dumnezeu, zi și noapte, prin post, priveghere, trezvie și rugăciune neîncetată, punându-o înainte drept călăuză, ocrotitoare și mijlocitoare pe Maica lui Dumnezeu. Și având tot ceasul, protecția sau providența, purtarea de grijă și chipul ei în cuvinte, în rugăciuni și mișcările minții. Și săvârșind alergarea ascultării sub călăuzirea ei, când, odată, stând singur într-un loc pustiu și luând seama în liniște la sine însuși și la Dumnezeu, îi stă dintr-o dată înaintea ochilor, în chip cuvenit lui Dumnezeu, a Evea, nu în vis, un bărbat dumnezeiesc. Și acesta era Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, corifeul evangheliștilor, fiul Tunetului, ucenicul și prietenul special al Mântuitorului Hristos. Acesta, aruncând spre el priviri vesele, i-a spus: am venit la tine ca trimis de la Doamna, aflată dincolo de toți Sfinții, ca să te întreb pentru ce zi și noapte nu încetezi aproape niciun ceas strigând: luminează-mi întunericul, luminează-mi întunericul. Pentru că și noi trebuie să ne folosim de cuvintele sfinte fără să le falsificăm. Și pentru că acela i-a replicat de Sfântul Grigorie, Grigorie i-a răspuns: dar ce altceva aș putea cere în rugăciunea lui Dumnezeu, fiind un pătimaș și plin de păcate, decât să fiu miluit și luminat, ca să știu și să fac voia lui Mântuitoare. Și ucenicul iubit, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, i-a răspuns: nu te teme și nu te îndoi. Doamna toată îți poruncește prin noi.
pentru că eu însă îți voi fi ajutor. Și pentru că Grigorie l-a întrebat iarăși pe Sfântul Evanghelist Ioan, și unde mi se va face această încredințare a Maicii Domnului? În prezent sau în viitor? Și Evanghelistul lucrurilor mari și înalte îi spune cu multă grație și dulceață. Și în trecut, și acum, și în viitor. Și după ce acesta i-a descoperit în chip suprafiresc acesta și l-a umplut pe Grigorie în chip negrit de acel dumnezeiesc mesaj și de marele daruri ale Maicii lui Dumnezeu, s-a făcut nevăzut. Iar după mulți ani, el a povestit acestea cu lacrimi Avei Dorotei, bunul său ucenic, părtaș al casei lui. Și următor, pe cât era cu putință al conduitei lui și ulterior tovarăș în multe, în multele lui lupte în apărare Evlaviei. Adăugând și acestea, de Sfântul Grigore mărturisește. Încă din casa părintească, în timpul studiilor și la Palatul Imperial, înainte să mă opresc din toate și să petrec în retragere, era în mine o credință minunată și un razem și o nădejde fierbinte în Fecioara de Dumnezeu Născătoare. De aceea, la începutul fiecărei zile, socoteam că era mai de folos pentru mine decât orice lucru și cuvânt, ca stând înaintea Sfintei ei icoane, să rostesc acea sfântă și mare rugăciune în cuvinte și lucruri, cu cât mai multă străpungere și zdrobire a inimii, adică acea rugăciune plină de mărturisire, de căință și de cerere, care și-a luat începuturile și strălucirea de la acea minunată Maria Egiptanca. Vă amintiți momentul în care Maria Egiptanca era împiedicată să intre în Sfântul Locaș și atunci a cerut ajutorul Sfintei Fecioare Maria. Apoi, încă voi da câteva repere din petrecerea Sfântului Grigorie Palamar la Sfântul Munte Athos. Deci primul său părinte duhovnicesc a fost Nicodim între 1319-1320 și apoi Grigorie s-a mutat cu fratele său Macarie la Marea Laura, unde va rămâne în ascultare și în așeză timp de 3 ani. După care vreme de azi 2 ani va petrece sub povățuirea unui sihast de origine din Constantinopol numit Grigorie cel Mare, în sihestria atonită numită Glosia și nu departe lângă mănăstirea Filoteu. Cei care măcar aveți harta, mănăstirea Filoteu este cumva pe latura de est, să spunem așa, înainte de Marea Navră, deci pe partea dinspre Marea Egee. Unde se hăstrea faimosul Grigorie Sinaitul. O experiență deosebită a trăit-o Sfântul Grigorie Palama și în calitatea de învățător duhovnicesc. Astfel, biograful său, Filotei Cochinos, în viața și în elogiul Sfântului Grigorie Palama, ne spune despre un oarecare Isidor, care se născuse în Tesalonic, fiind cel mai mare dintre cei 10 copii, 5 fii și 5 fiice, ai unui preot de origine din Chios. Acesta a dat fiului său mai mare, care arăta de mic talent muzical, o solidă educație literară, dar și duhovnicească. A ajuns un salt cunoscut și căutat profesor de limbă și literatură greacă. Isidor a dus o viață de adevărat monah încă din casa părintească și a viețuit ascetic nu în pustie și în retragere, ci în lume, fiind povățuitor duhovnicesc pentru elevii și familie aristocratice din Tesalonic. Încă înainte de preoție și încă înainte de a îmbrăca haina monahală. În jurul lui Isidor s-a format un cerc duhovnicesc cu centrul într-o mănăstire din Tesalonic, unde s-a stabilit până la moartea sa isihastul Gerasim, un vechi ucenic și colaborator al Sfântului Grigorie Sinaitul. Deși era în lume și se dedica studiilor profane, era aici între monahi, iar printre povățuirea sa duhovnicească, a exercitat, sau prin povățuirea sa duhovnicească, a exercitat o mare influență asupra tinerilor din vremea sa și nu numai a tinerilor.
În jurul anilor 1324-1325, de ce aduc în discuție aceasta, veți vedea, s-a retras pentru o vreme la Athos, în grupul patronat de Grigorie Sinaitul, care însă l-a însăciat cu un fel de apostolat isihast urban. O să vi se pare oarecum curios. Deci, se pune problema dacă isihasmul poate fi o, sau mai bine zis, rugăciunea minții, rugăciunea inimii, poate fi practicată și de miren. Și iată această poziție a lui Isidore va fi îmbrățișată și de Sfântul Grigorie Palama. Adică el spune la un moment dat, nu în Sivestrii și nu în acești munți vreau să petreci, îi spune Grigorie Sinaitul. Deci nu în Sivestrii și nu în acești munți vreau să petreci, iubitule, ci în lume, lângă cei care viețuiesc aici, monachi și mireni, ca să le fii amestecându-te cu ei exemplu de bună purtare a vieții potrivit lui Hristos și de virtuți de orice fel, și tăcând și grăind. Și în 1326, Sfântul Grigorie Palama, deci, vine la Tesalonic. Ceea ce este important, deci îl întâlnește pe acest părinte Isidor și la insistențe prietenilor, Grigorie Palama acceptă hirotonia în preot, întrucât în 1326 împlinise vârsta canonică de 30 de ani. Și pentru o scurtă perioadă, Sfântul Grigorie Palama s-a retras la Veria. Viața pe care a dus-o împreună cu 10 ucenici ai săi la Veria este, să zicem așa, model, este exemplu. De ce? Pentru că timp de 5 ani, lângă Veria, Berea, pe care o noi întâlnim în Faptele Sfinților Apostoli, în a doua călătorie misionară, când Sfântul Apostol Pavel, Filipii, Tesalonic și Berea, deci Veria de astăzi, într-un ținut populat de vlahi a români, unde ducea o viață de tip isihast. Adică, era o viață aflată între viața de retragere, eremitism, și viața de chinovie, viața în comun, chinoviarism. Ce făceau ei? 5 zile pe săptămână, se retrăgeau în tăcere și în rugăciune. Iar sâmbăta și duminica veneau la biserică pentru Sfânta Liturghie, pentru împărtășare și pentru convorbiri duhovnicești. Și aflând de trecerea la Domnul a mamei sale, călugărită la Constantinopol, Grigorie a plecat în capitală, de unde s-a întors cu cele două surori ale sale, pe care le va așeza în mănăstiri de maici din jurul cetății Veria. În același timp, Grigorie a avut o discuție în contradictoriu cu un monah ascet din zona aceea pe nume Iov, care susținea că rugăciunea isihastă ar fi o practică posibilă și recomandabilă doar pentru monahi. A mai fost această discuție, va fi reluată. De ce? Pentru că sunt chiar și monahi care au susținut că rugăciunea inimii, rugăciunea minții, această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, ar fi, de fapt, numai pentru monahi, numai pentru cei care se retrag. Foarte interesant este că această problemă va fi reluată și în timpul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, cel care a venit din Athos, de la Sfântul Ilie, din Sfântul Munte Athos, este care, de fapt, este, să zicem așa, înainte mergătorul Sfântului Paisie Velicicovski, pentru că Paisie Velicicovski este ucenicul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului. Și în zona aceea, deci Poiana Mărului și alte mănăstiri, sunt 11 mănăstiri care țineau de ascultarea duhovnicească a Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, se punea aceeași problemă. Dacă mireni pot să practice rugăciunea lui Iisus. Și iată că Sfântul Grigorie Palama, îndemniat pe texte biblice și patristice, susține, din potrivă, că trebuie să învățăm pe credincioși să se roage neîncetat. Și mai mult decât respiră, nu numai pe monahi, deci să învățăm rugăciunea lui Iisus, ci și pe cei din afară,
cei din lume, și pe bărbați, și pe femei, și pe copii, și pe înțelepți, și pe cei fără de carte. Deci pe toți deopotrivă trebuie să învățăm rugăciunea inimii, pentru că orice creștin botezat în numele Lui Hristos și al Sfintei Treimi poate să invoce puterea Lui Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Și vom reveni asupra acestui aspect cu câteva precizări ce înseamnă rugăciunea Lui Iisus. Sfântul Grigore Paramat, deci, a revenit la Athos, a fost la mănăstirea Esfigmenu, apoi într-o sivestrie care se numește Sfântul Sava, de la mănăstirea Marea Lavră, și în jurul vârstei de 35 de ani, Sfântul Grigore Paramat atinge acea maturitate duhovnicească desăvârșită atât în așeză cât și în contemplare. În momentul în care a ajuns la această maturitate duhovnicească, el trebuia să fie recunoscut pentru a fi învățător duhovnicesc de către cei de la Marea Lavră. Și și-a ales pentru trebuia să țină un discurs. Primul tratat, primul discurs pe care el și l-a pregătit este Viața Sfântului Petru Atonitul, despre care se știe că a fost un următor al vieții eremitice, al vieții retragere, în sivestrie, în isihie. Și al doilea tratat despre care vom vorbi în continuare este tratatul Maicii Domnului Isihasta. Deci, Maica Domnului Isihasta sau Maica Domnului, cum o va numi mai târziu Părintele Daniel Sandu Tudor, urzitoarea de nesfârșită rugăciune sau Doamna Rugăciunii. În acest cuvânt de laudă, pentru că sâmbătă noi avem intrarea în Biserica Maicii Domnului și tratatul său despre Maica Domnului sau discursul său despre Maica Domnului Isihasta este este dedicat tocmai sărbătorii intrării în templu sau aducerea la templu a Maicii Domnului pe 21 noiembrie. Despre ce vorbește Sfântul Grigore Paramat și este foarte, foarte important să dăm așa câteva învățături pe care le dezvoltă în marea sa dragoste față de Maica Domnului Sfântul Grigore Paramat. Mai întâi, Sfântul Grigore Paramat arată că a vorbit despre Maica Domnului este foarte greu. De ce? Pentru că lauda virtuților Fecioarei, care este mai înaltă decât întreaga creație, este un lucru care se face cu greu. Și pentru realizarea acestei dorințe, a spus el, are nevoie de inspirație de sus. Întrucât Fecioara are o stare excepțională în cadrul existenței, fiind mijlocitoare atât între Israelul cel vechi, adică după trup, și Israelul cel nou după Duh, între Vechiul și Noul Testament, cât și între Dumnezeu pe care l-a făcut Fiul al omului și om, din care face Fiul al lui Dumnezeu. Mamă născătoare a lui Dumnezeu și, spune Sfântul Grigore Paramat, cea care creează rudenia dumnezeiască a oamenilor cu Dumnezeu. Ea este împărăteasă a întregii creații. Apoi, vorbește despre Sfânta Fecioară Maria, cum ea a ajuns Fecioară împărăteasă, împărăteasă a toate, mamă și mireasă. Mama și mireasă Împăratului Hristos. Ceea ce este deosebit este episodul acesta al aducerii Sfintei Fecioare la templu și Sfântul Grigore Paramat se referă la psalmist unde se arată că Fecioara a ajuns împărăteasă mamă și mireasă împăratului mesianic în care s-au împlinit toate profețiile și prefigurările profeților nu prin stăpânire, ci prin ascultare.
făgăduită de Dumnezeu, Sfinților Ioachim și Ana. Prunca Maria a fost făgăduită la rândul ei lui Dumnezeu, fiind adusă de aceștia când a împlinit vârsta de 3 ani la templu din Ierusalim. Aici a intrat prin ascultare în Sfânta Sfintelor, iar prin rugăciune, cum spune psalmistul, a pus în inima ei suișuri. Suișuri care l-a făcut pe Dumnezeu să coboare. Pe Împăratul Ceresc l-a făcut să coboare și Fecioara a ajuns astfel o lume, spune Sfântul Grigore Palama, o lume care concentrează în sine toată dragostea pentru Dumnezeu. Toată dragostea pentru Dumnezeu. Și știți că în limba greacă este, spune Sfântul Grigore Palama, este un cosmos, este o podoabă a celor două lumi, văzută și nevăzută, în dublul sens al cuvântului grec, cosmos, care înseamnă în același timp cosmos, înseamnă și lume, dar înseamnă și podoabă. Așa cum discul soarelui, creat în ziua a patra, concentrează în el lumina cosmică, dispersată a zilei întâi, a creației, tot astfel și Fecioara este un alt soare creat, care concentrează în discul minții ei lumina dumnezeiască a binelui care este Dumnezeu. Fiind în același timp un soare al creației și un cer al soarelui Dumnezeu. Și potrivit versetului 13 din Psalmul 44, a poftit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău, Fecioara care avea să-l nască pe acest împărat, mai frumos decât fiii oamenilor, cum spune psalmistul, a fost astfel împodobită cu toate frumusețile enumerate și lăudate de către profeții și psalmistul Vechiului Testament. Astfel încât oricine se uită la frumusețea lumii și la podoaba ei, urcă cu mintea spre Dumnezeu Creatorul, ca și cel care contemplă cosmosul fizic, cosmosul natural. Și toată frumusețea și slava Fecioarei, a fiicei mirese și a mamei împăratului, nu este una trupească, ci vine din lăuntru, de la frumusețea sufletului ei Feciorănii. Iar această frumusețe și slavă lăuntrică a sufletului Fecioarei, a fiicei împăratului, nu ia venit din studii, ci din viață și din rugăciune. Pentru că în loc să fie dată unor profesori pentru învățătură, prunca Maria sau copila Maria a fost adusă de părinți la templu ca sufletul ei să devină tron al împăratului, iar trupul ei să devină adevărat cort și loc al împăratului Dumnezeu, prefigurat doar în cortul templului din Ierusalim. Viața ascunsă, viața tainică a Sfintei Fecioare Maria, și aici Sfântul Grigore Palama este într-un fel original. Despre viața tainică a Sfintei Fecioare Maria în Sfânta Sfintelor. Și spun criticii despre această viață a Sfintei Fecioare Maria scrisă de Sfântul Grigore Palama, că este o apologie tăcută a vieții. A vieții sihaste, nevăzută și necunoscută de oameni. Și spune mai departe Sfântul Grigore Palama, spre deosebire de drepții Vechiului Testament, care au locuit în munți, în peșteri și în crăpăturile pământului, Fecioara a locuit în însuși sanctuarul templului din Ierusalim, semn al maximei sale intimități cu Dumnezeu. Rod al rugăciunii, Fecioara a fost închinată de părinții ei, celui care le-a dat-o prin rugăciune, pentru rugăciune, în templul sfânt, ca să fie un pom roditor lângă izvoarele apelor, cum spune psalmistul. Adusă la templu, când avea doar 3 ani, ea a fost primită de fecioarele de aici și întâmpinată de arhiereul de aici. Cu înțelepciune matură, copila preferă în locul părinților pe Dumnezeu. Prin faptul că se avântă în această nevinovăție a copilăriei. Și din dragoste dumnezeiască, spune Sfântul Grigore Palama, Fecioara este superioară drepților Vechiului Testament. Și spune, este superioară lui Moise,
dar și lui Avraam și lui Melchisedec, care au ajuns la Dumnezeu la maturitate. Și plecând de la această frumusețe, de la podoaba cosmosului. Însă Sfânta Fecioară Maria este superioară nu doar acestora, ci este superioară și lui Enoch. Este superioară și lui Ilie, care au fost mutați de Dumnezeu de pe pământ, nu însă în cer, dar n-a mai revenit aici. În schimb, Fecioara Maria, urmându-l aici pe Fiul și Soarele ei, a ieșit din templu și s-a întors înapoi la oameni cu daruri. Mai mult, Fecioara este superioară chiar și serafinilor văzuți de Isaia, în templu, unde Fecioara era însuși tronul lui Dumnezeu sau cleștișorul cărbunelui focului dumnezeiesc. Toate acestea erau prefigurări ale minunii supreme a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Despre Sfânta Fecioară Maria, deci după ce face această prezentare, Sfântul Grigore Palama aduce în discuție rugăciunea Maicii Domnului în Sfânta Sfintelor. Și anume, spune Sfântul Grigore Palama că Sfânta Fecioară Maria în Sfânta Sfintelor nu a fost hrănită de un corp, așa cum a fost hrănit Sfântul Proroc Ilie Tezbiteanu, ci a fost hrănită de un înger. Și acesta este simbolul vieții ei îngerești. Dar ea este superioară Sfinților Îngeri. De ce? Pentru că la Buna Vestire se știe că Arhanghelul Gabriel i s-a adresat cu acest salut: bucură-te, ceea ce ești plină de dare. În Sfânta Sfintelor, Fecioara a dus o viață paradisiacă. Dincolo de plăceri, dincolo de patimi, dincolo de griji și de întristare, trăind numai pentru Dumnezeu, văzută, păzită și hrănită numai de Dumnezeu. În același timp, Sfânta Fecioară Maria citea din Vechiul Testament, din Scripturile Vechiului Testament, care se făceau în fiecare săptămână la templu. Sfânta Fecioară Maria a auzit vorbindu-se de căderea neamului omenesc într-o viață înstrăinată de Dumnezeu, plină de dureri și de chinuri, și sfârșind în moarte și în iad. Umplându-se de milă, s-a hotărât să devină solitoarea noastră la Dumnezeu. Solitoare. Ambasadoare, dacă vreți. Îi zicem, solitoare. Să-L convingă pe Dumnezeu să vindece natura umană care căzuse, unind-o cu El însuși. Căutând să fie convingătoare în convorbirea sa cu Dumnezeu, Fecioara a predat oamenilor cea mai profundă practică a rugăciunii. Este vorba de calea isihastă, aflată dincolo de morală, dincolo de cunoașterea rațională a naturii și sufletului, dincolo de orice metafizică, dincolo de orice raționamente și analogii. Și aceasta întrucât există o diferență radicală între contemplarea filozofică, o contemplare care era cunoscută și de antici păgâni, și vederea lui Dumnezeu isihastă. Și aceasta este diferența, spune Sfântul Grigore Palama, între a-L ști și a vorbi despre Dumnezeu din gândire proprie și a-L avea pe Dumnezeu fiind unis cu El printr-o paradoxală simțire a minții, dincolo de orice filozofie. Fecioara este așadar dovada vie a liniștei, a isihiei supranaturale încă din copilărie. Și de aceea, meditând la viața extrem de îndumnezeitoare a ei, din Sfânta Sfintelor, ne vom învrednici și noi să vedem în chip nevăzut lumina cea nemuritoare sau lumina necreată, cum spune Sfântul Grigore Palama. Ceea ce este important este faptul că Fecioara a căutat să audă, să găsească acest mijloc prin care omul să ajungă la această unire, la această comuniune cu Dumnezeu. Singură, ea a înțeles, prin cuprinsă de dragostea sfântă, și spune Sfântul Grigore Palama, că în momentul în care
Sfânta Fecioară Maria, prin rugăciune, a coborât în profunzimea ființei ei, a simțit în ființa ei, lucru pe care trebuie să-l simțim și noi, dorul nesfârșit al firii omenești, dorul nesfârșit al ființei noastre, după unirea cu firea dumnezeiască. Și s-a rugat atât de profund, s-a rugat atât de convingător, încât spune Sfântul Grigorie Palama, folosind un cuvânt care este greu de tradus, încât zice, l-a convins pe Dumnezeu să coboare și să se întrupeze. Este minunată acest tratat al Sfântului Grigorie Palama, care, cum spunea, pentru că mulți s-au întrebat dacă nu cumva acest tratat este oarecum și o speculație. Însă, având în vedere apropierea de Maica Domnului a părinților săi, având în vedere episodul pe care vi l-am relatat mai înainte, când Sfântul Grigorie Palama se ruga Maicii Domnului, luminează-mă întunericul, luminează-mă întunericul, fiind adeverit de Sfântul Ioan Evanghelistul că Maica Domnului are ocrotirea sa și în trecut a avut, și în prezent, și va avea și în viitor, ne dăm seama că acest tratat, ca de altfel și celelalte tratate ale Sfântului Grigorie Palama, este un tratat insuflat de Duhul Sfânt. Ceea ce este important în acest tratat la intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Sfântul Grigorie Palama este cel care arată că Maica Domnului, spre deosebire de ceilalți oameni sfinți, oameni aleși ai Vechiului Testament, s-a împărtășit plenar de această lumină necreată dumnezeiască. Și este o noutate oarecum. De ce? Pentru că spune, iar Părintele Daniel Sanuturu va relua această învățătură a Sfântului Grigorie Palama. Deci, spune, Maica Domnului s-a împărtășit de lumina dumnezeiască pe care a gustat-o mai întâi cine? Adam în Rai. Maica Domnului s-a împărtășit de lumina dumnezeiască pe care a gustat-o Moise pe muntele Sinai atunci când a vrut să vadă pe Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură, a văzut ce? Spatele lui Dumnezeu. Maica Domnului s-a învrednicit de vederea luminii dumnezeiești, așa cum s-a împărtășit și Sfântul Proroc Ilie Tezvitanu, care a zis, vreau să te văd. Și atunci n-a fost nici în tunet, nici în fulger, și a spus, este Dumnezeu în adiere de vânt ușoară. Ceea ce este minunat este faptul că Maica Domnului, așa cum vedem de la Sfântul Grigorie Palama, pentru că ea a petrecut până la vârsta de, unii spun, 14 ani, 16 ani, amănuntul acesta nu are o importanță deosebită. Cert este că Maica Domnului nu a fost aleasă la întâmplare. Deci, istoricul este acesta. Prunca Maria intră, este adusă la templu, este închinată lui Dumnezeu, intră în Sfânta Sfintelor, se roagă, primește în sinea sa încredințarea că Dumnezeu o va învrednici să fie scara aceea pe care Iacob a văzut-o atunci când pribea. Și foarte interesant este, vedeți, fac o paranteză aici. Când omul se simte străin, atunci el de fapt se apropie mai mult de Dumnezeu. Deci vedeți, de fiecare dată în Vechiul Testament, când îl cheamă Dumnezeu ca Avram și spune, ieși din pământul tău, din neamul tău, din casa tatălui tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Adică înstrăinează-te un pic, înstrăinează-te de ceea ce este vremelnic și eu
te voi conduce spre țara făgăduinței, spre țara Canaanului. Deci, această înstrăinare, în momentul în care el acceptă această chemare și părăsește Urul Caldeii, ne referim la Avram, părăsește Urul Caldeii și vine așa la chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu întemeind prin această chemare o călătorie pe care el o face cu neamul omenesc. Deci Dumnezeu săvârșește o liturghie, o liturghie pe care o începe după, din momentul creației, pe care o continuă și după căderea în păcat, și îi cheamă la această liturghie pe toți oamenii, prin Avraam, prin Avraam pe care îl înstrăinează un pic de spațiul său, de casa tatălui său, de spațiul natal, de neamul său. Ești din neamul tău. Și această liturghie este liturghia Dumnezeului Celui Viu. Liturghia Dumnezeului Celui Viu care te scoate din vremelnicie și spune: frate, nu există paradis terestru. Nu există un rai aici pe pământ. Tu trebuie să știi întotdeauna că ești pelerin, că ești călător. Și de aceea îl scoate Dumnezeu pe Avraam și îl cheamă spre țara făgăduinței, spre țara Canaanului, dar îi spune un lucru esențial. Îl scoate într-o noapte și îi spune: privește cerul și numără stelele cerului, de le poți număra. Atât de mulți vor fi urmașii tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca stelele de pe bolta cerească și ca nisipul de pe țărmul mării. Ca pulberea pământului, atât de mulți. Adică urmașii tăi vor fi toți cei care vor înțelege că trebuie să-și lipească viața lor. Viața aceasta de la naștere până la moarte trebuie să o lipească de Dumnezeul cel viu. Și așa vedem pe Iacob, care se știe într-un fel furase dreptul de întâi născut al lui Isaac, pentru că așa rânduise Dumnezeu, îl vedem din nou înstrăinat, mergând spre Mesopotamia. Nu? Merge, Mesopotamia este pribeac. Este străin. Merge într-un ținut necunoscut. Și așa cum ni se întâmplă și nouă când intrăm într-un ținut necunoscut, suntem mai deschiși spre Dumnezeu. Suntem mai deschiși și atunci are acea vedenie. Acea vedenie în care Dumnezeu aruncă acea scară între cer și pământ, pe care urcă și pe care coboară îngerii. Iată o prefigurare a liturghiei pe care Dumnezeu o va săvârși prin cine? Prin Sfânta Fecioară Maria, care va deveni tronul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care se va înomeni prin Sfânta Fecioară Maria. Iată ceva s-a ales, așa cum ne arată Sfântul Grigorie Palama. Ceva s-a ales și pregătit este Sfânta Fecioară Maria în momentul în care primește de la Arhanghelul Gabriel: bucură-te de ceea ce ești plină de har. Așadar, Dumnezeu ne cheamă la această liturghie. Dumnezeu ne cheamă la această călătorie în care, atenție, nu noi suntem subiectul călătoriei. Dumnezeu este subiectul călătoriei pentru că este Tată, pentru că este Părinte și pentru că El permanent ne ia de mână. Permanent ne ia de mână și spune, cum ne spunea Ioan Alexandru: nu, copilule, nu te poți culcuși în vremelnicie. Oricât ai încerca, oricât de bine ți-ar fi la un moment dat, adu-ți aminte că tu ești pelerin, că tu ești călător. Și atunci Dumnezeu oficiază această liturghie a vieții. Ne cheamă Dumnezeu spre liturghia vieții prin patriarh, prin Avraam, prin Isaac, prin Iacob și prin toți patriarhii. Ne cheamă Dumnezeu apoi prin Moise și aduce aminte poporului evreu: nu fiți robi, aveți în voi, așa cum Maica Domnului a descoperit. A descoperit, spune, pătrunsă de erosul dumnezeiesc, de dragostea dumnezeiască, a descoperit în ea forța dumnezeiască a fiecărei persoane umane, pe care poate să o descopere prin rugăciune.
prin retragere și vom vorbi câte ceva și despre ceea ce noi numim rugăciunea minții și rugăciunea inimii. Așadar, Dumnezeu cheamă pe poporul ales, pe poporul evreu, îl cheamă să iasă din robie. Poate că la un moment dat Egiptul, faraonilor, a fost comod pentru poporul evreu. Dar au devenit robi. Cum, din păcate, și noi putem deveni robi. Robi ai altora fără să ne dăm seama. Și atunci, Dumnezeu îl cheamă pe Moise, cel care, se știe, a fost salvat în timp miraculos, a devenit copilul adoptiv al fetei lui Faraon, și spune, scoate pe poporul meu, zice, să-mi facă slujbă, unde? În pustie. În pustie, de ce? Pentru că își lipise sufletul și mintea, o lipiseră de ce? De căldările cu carne, de plăceri, de plăcerile Egiptului. Și așa cum am văzut, Dumnezeu le amintește. Fraților, la miezul nopții, voi să fiți îmbrăcați în, să aveți îmbrăcămintea, în cinci, încălțăminte, toia de călătorie. Aceasta este condiția voastră pe pământ. Și atunci, Îngerul Domnului va osebi pe cei al lui Israel, ca să nu moară întâi născuți al lui Israel. Transformând viața fiecăruia dintre noi, transformând într-o călătorie spre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin aceste porunci ale Vechiului Testament, prin care Dumnezeu ne așează într-o rânduială. Pentru că îi scoate din țara Egiptului, în chin minunat, îi trece prin Marea Roșie, îi hrănește cu mană în pustie, face să izvorască apă din stâncă. Și totuși ei nu înțeleg. Așa cum nici noi nu înțelegem. În ciuda tuturor încercărilor, în ciuda tuturor celor încercărilor care se întâmplă în jurul nostru, e foarte greu să dezrobim mintea de ceea ce este fixat în ea. Ca plăcere, comoditate. Este foarte greu. Și vedem că evreii care au fost conduși ca poporul ales în pustie, au fost rotiți 40 de ani în pustie. De ce? Ca nu cumva, ca să înțeleagă un lucru esențial. Țara Canaanului nu este o țară eminamente pământească, terestră. Și deși Dumnezeu a călătorit cu ei, le-a dat poruncile decalogului. Poruncile. Și toată lumea spune, Doamne, poruncile sunt cam când spui poruncă, însă, așa cum ne arată cei care știu limba ebraică, poruncile decalogului nu sunt porunci care interzic. Sunt porunci care arată că trebuie să faci. Adică ele sunt cumva la viitor. Nu vei. Deci, în loc de să nu, să nu ai azi Dumnezei, nu vei avea azi Dumnezei afară de mine. Pentru că eu sunt unicul Dumnezeu, sunt Dumnezeul cel viu. Și așa cum ne arată Blaise Pascal în noaptea de 23 noiembrie 1654, cred, nu mai rețin exact, când a avut acea revelație. Foc, foc, foc. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul patriarhilor, Dumnezeul părinților, Dumnezeul cel viu, iar nu Dumnezeul savanților și al filozofilor. Iată, tot o noapte de noiembrie, Dumnezeul cel viu, Dumnezeu care slujește la viață, nu la supraviețuire, așa i-a condus Dumnezeu pe toți în această călătorie în pustie 40 de ani. Și le-a dat aceste porunci. Și așa cum ne arată Sfinții Părinți ai Bisericii, poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, aceste porunci le-a dat nu ca să fie păzite de ei, ci ca aceste porunci, deci poruncile nu sunt pentru a fi păzite de noi, ci poruncile sunt date de Dumnezeu pentru a ne păzi ele pe noi. Deci poruncile ne păzesc pe noi,
Pentru că în momentul în care Dumnezeu poruncește, El întemeiază o realitate. Și realitatea, singurul care întemeiază o realitate este Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, iar realitatea pe care o întemeiază Dumnezeu este realitatea vieții. Pentru că numele lui Dumnezeu este, prin excelență, iubire. Sau, cum spune Părintele Stăniloae, structura supremei iubiri. Și de aceea vedem că Dumnezeu călătorește. Iar chivotul legii, chivotul cine este? Este și o prefigurare a Bisericii, dar a Maicii Domnului. Maica Domnului este chivotul acela sfânt, în care, într-adevăr, ca în scara lui Noi, lui Iacob, în care Dumnezeu coboară pe pământ, în care oamenii se înalță la cer, în care Fiul lui Dumnezeu coboară și se întrupează și apoi, petrecând pe pământ, înalță firea omenească la demnitatea dumnezeiască. Și șade de-a dreapta Tatălui în firea aceasta dumnezeiască, în ipostasul acesta care este dumnezeiesc și omenesc. Și iată că e greu. Este greu ca noi să părăsim această mentalitate de rob. Este greu. 40 de ani a rutit în pustie și au murit toți care aveau mentalitatea robilor. Toți care își aminteau de fiecare dată. Deci Dumnezeu călătorește cu ei cu chivotul legii, după ce le dă tablele legii. Și se știe, când se ridica norul, plecau și ei în călătorie. Când se lăsa norul, se așezau. Aceasta este călătoria lui Dumnezeu cu poporul ales și prin poporul ales cu întreaga umanitate. Și chivotul este într-adevăr Sfânta Fecioară Maria, pentru că în ea se împlinește ceea ce numim Pământul Făgăduinței. Au murit toți în pustie, cei care aveau această memorie a robiei. Și au intrat în țara Canaanului pe cei care n-aveau memoria robiei. Dar și aceia au trebuit să-și amintească de un lucru esențial. Când ei au ajuns în acea țară a Făgăduinței și a pus problema, bine, bine, dar noi am ajuns și ce trebuie să facem? Și le-a spus înțelepților, voi trebuie să vă așezați în povestea părinților voștri, adică în istoria părinților voștri, în această istorie în care Dumnezeu nu te lasă, în această Dumnezeu în care te ia de mână, în care ia neamurile de mână, în care Dumnezeu ne ia pe fiecare dintre noi de mână, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat un lucru esențial. Că Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor. Și că iubirea este dăruită tuturor în unicitatea noastră, a persoanei noastre. Și iată că Sfânta Fecioară Maria este cea care împlinește această vedenie. Această profeție prin care Dumnezeu coboară pe pământ. În rugăciunea sa, isihastă, vedem că ea este pregătită. Este vasul cel mai ales. Cum ne putem noi închipui, auziți, dintre oameni, pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar dintre oameni, cine este cea mai înaltă? Sfânta Fecioară Maria. Este singura care este mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Deci iată, iubiții mei, această teologie a Sfântului Grigore Palama, care ne aduce atât de aproape pe Maica Domnului, acest teolog care va vorbi atât de frumos despre legătura dintre taină și viață. Acest teolog care va vorbi atât de frumos, Sfânt Părinte al Bisericii, care va vorbi atât de frumos despre intimitatea la care omul duhovnicesc poate să ajungă cu Dumnezeu prin rugăciune. Această teologie a Sfântului Grigore Palama este reluată de cel pe care noi astăzi l-am prăznuit. De ce? Pentru că Sfântul Nicodim Aigăritul a făcut o traducere și Paisie Velicicovski, deci se știe că împreună cu ucenicii săi, a tradus Filocalia
în limba slavonă, dar a tradus un tratat slavon, în 6 capitole a scris un tratat slavon despre rugăciunea minții, la Dragomir, între 1768-1770, în care erau unii călugări, cum am mai auzit discuții și astăzi, care huleau rugăciunea lui Iisus. Huleau rugăciunea lui Iisus. Și starețul Paisie a renuat învățătura Sfântului Grigore Palama și a arătat că rugăciunea minții este din vechime. Și că ea nu este cauză de înșelare, ci este de curăție, de pază de înșelare. Și în capitolul 2 am înfățișat originea și mărturile scripturistice care pot fi invocate în sprijinul rugăciunii minții. Și spune Sfântul Paisie Velicicovski, în descendența duhovnicească a Sfântului Grigore Palama. Rugăciunea minții a fost dată ca lucrare de Dumnezeu însuși lui Adam în Rai. Dar ea a fost înălțată, și aici este minunat, rugăciunea minții a fost înălțată până la vederea lui Dumnezeu de Maica Domnului, când s-a rugat în Sfânta Sfințelor, făcându-se astfel pildă îngerescului chip al monahilor. Aceasta o spune Sfântul Paisie Velicicovski. Și citează pe larg ceea ce eu v-am prezentat în rezumat din Sfântul Grigorie Palama. Din starețul Paisie, așa cum spuneam la început, s-a inspirat părintele Daniel Sandu Tudor în meditațiile sale despre rugăciune, care s-au concentrat și care s-au decantat liric într-un mod excepțional, de o profunzime teologică deosebită, în imnul acatist de arugul aprins al Născătoarei de Dumnezeu. Mai întâi a fost un imn alcătuit în 1948 și apoi în 1958 imn închinat Maicii Domnului Isihasta sau Doamna Rugăciunii, al cărui refren este Bucură-te, mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Rugăciunea Isihastă, spune Sfântul spune Daniel Sandu Tudor, zice, este de fapt arta întrupării. Este tainica lucrare a Sfintei întrupării în omenire, la stadiul fiecărei persoane în parte, ce spuneam mai înainte. Este și pentru Părintele Daniel, Părintele Daniel spune și folosește o expresie foarte simpatică, zice, rugăciunea raică, adică cea care ține de rai. Rugăciunea raică pe care o avea Adam în grădina Edenului înainte de păcat. Și a fost reîntemeiată mai întâi de Maica Domnului Pururea Fecioară, când a fost dusă în Sfânta Sfintelor, unde a trăit în necurmată rugăciune de la vârsta de 3 ani, când a fost închinată templului și până la 16 ani când a fost dobădită, adică timp de 14 ani. Iar mai apoi de Hristos pe Tabor și la Înălțare. Iubiții mei, iată că se leagă și cu noi această Maica Domnului Isihasta. Nu-i așa că este minunat faptul că chiar dacă Sfântul Paisie Velicicovski este de alt neam, el și-a găsit la noi, mai ales la mănăstirile Neamțu, Secu, Dragomirna, unde a avut peste 1000 de ucenici, și-a găsit această așezare. A tradus Filocalia în limba slavonă, adică iubirea de frumusețe, și această filocalie, de asemenea, unii dintre ucenicii săi au tradus filocalia și în limba română, o parte din filocalie, au tradus-o și în limba română, au existat mai multe ediții, sunt mai multe manuscrise la Biblioteca Academiei, manuscrise care sunt traduse de către ucenicii din Paisie Velicicovski. Și, bineînțeles, filocalia va deveni un bun al tuturor prin cine, al tuturor românilor în secolul al XX-lea, prin cel care mâine, 16 noiembrie, ar fi împlinit 112 ani, este vorba de Părintele Dumitru Stăniban. Ce este această rugăciune? Câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere. Rugăciunea inimii sau rugăciunea minții. Spune
spun Sfântul Grigorie Palama, dar atenție, Sfântul Grigorie Palama nu este un original. El reia toată teologia părinților de până la el. Dacă veți citi Tomosul Aghioritic, de fiecare dată, Părintele Sfântul Grigorie Palama spune urmând părinților. Este foarte important. Urmând părinților, dacă nu ai părinți, nu te poți naște duhovnicește. Și Sfântul Grigorie Palama arată că această rugăciune săvârșită de minte, în inimă, ajută să se întărească în inimă gândul permanent la Iisus Hristos, care curăță și sfințește în acest gând toate cugetările și simțurile și îndreaptă toată lucrarea spre împlinirea poruncilor lui Hristos. Mintea, spune, este liturghisitorul, iar inima este altarul pe care aducem lui Dumnezeu jertfa tainică a rugăciunii. Rugați-vă neîntrerupt, fără mânie și fără gânduri. Spune, fără gânduri, căci tot gândul despărțind mintea de Dumnezeu, chiar dacă pare bun, este diabolic. În ce sens? Adică sfârșie această unitate a minții. Pentru că străduința diavolului este aceea de a depărta, de a distrage mintea de la Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta când ne chinuim la rugăciune. Și să o atragă la grijile plăcerii lumești. Iar lupta sufletului este să nu despartă mintea de Dumnezeu. Să nu dea atenție chipurilor pe care le zugrăvește în inimă cel viclean. Trebuie dar să înfrânăm mintea. Să o ținem bine. Și să lovim orice cuget și orice lucrare a celui rău prin chemarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Iar unde se află trupul, acolo să stea și mintea. Ca să nu se găsească între Dumnezeu și inimă nimic cu zid despărțitor care întunecă mintea și o desparte de Dumnezeu. Întrebarea care o pun părinții este aceasta. Care este cea mai mare faptă bună din lume? Răspunsul? Rugăciunea este fapta cea mai mare a lumii. Așa cum ne arată Sfânta Fecioară Maria. Pentru că Sfânta Fecioară Maria a descoperit taina umanității prin rugăciune. Și prin rugăciunea isinasă. Deci, fapta cea mai mare a lumii, de ce? Pentru că rugăciunea este cauza tuturor bunătăților din lume. Sfinții au ajuns prin rugăciune, noi îi putem urma. Și Blaise Pascal, despre care am amintit, și este, nu este o simplă coincidență, 23 noiembrie, tot atunci a avut el revelația Dumnezeului celui viu. Spune așa, omul este cea mai mare ființă din lume când? Când stă în genunchi și se roagă Creatorului său, atunci zice, întrece tot Universul. Lucrul cel mai important în rugăciune este a sta în fața lui Dumnezeu, cu mintea în inimă și a rămâne în această atitudine zi și noapte, fără încetare, spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. Există fără îndoială mai multe trepte ale rugăciunii. Și Părintele Cleopa ne spunea, este o rugăciune a limbii, este o rugăciune a minții, este o rugăciune a inimii, este rugăciunea văzătoare, rugăciunea de sine mișcătoare, rugăciunea în extaz sau în uimire, rugăciunea contemplativă. Dar Sfântul Macarie ne îndeamnă spunând, știu omule că nu știi să te rogi. Îți dau un sfat. Care? Roagă-te cum poți. Dar roagă-te des. Căci din rugăciunea deasă se naște și rugăciunea de calitate. Și lucrul acesta îl reluam, amintesc, când eram la Mănăstirea Bistrița, unde am petrecut 6 veri, lângă Părintele Ioanichie Bălan și Părintele Iustin Pârvu, îl relua și Părintele Ioanichie Bălan, că spunea, fraților, nu vă descurajați, mintea, să duci, vine, rugați-vă, rugați-vă. La început, Dumnezeu zice, este cantitate, atâta. Dar după aceea, Dumnezeu va dărui și calitate. Ce este această rugăciune a inimii? Nu voi intra în amănunte tehnice, pentru că nu este vorba aici de amănunte tehnice. Este vorba de altceva. Este vorba despre această, foarte interesant, zice, adevărata rugăciune
este a tăcea. Este minunat acesta. Isihia. Zice, a tăcea și a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii. Așa cum ne-a învățat Maica Domnului. A tăcea și a asculta vocea fără cuvinte a lui Dumnezeu din adâncul inimii. A înceta să lucrezi de unul singur. Și, zice, a pătrunde în lucrarea lui Dumnezeu. Când ne rugăm, zice, euul nostru trebuie să tacă. Dobândirea tăcerii este cel mai greu și cel mai important în rugăciune. Tăcerea nu înseamnă neapărat o pauză între cuvinte, o oprire temporară, ci o atitudine de veche, de trezire, trezvie și receptivitate. Relația între a se ruga și a păstra tăcerea în rugăciune devine mai clară dacă luăm în considerare câteva definiții ale rugăciunii. Rugăciunea este o cerere solemnă adresată lui Dumnezeu. Și Sfântul Grigorie Sinaitul o spune, de ce atâta vorbă? Rugăciunea este prezența lui Dumnezeu în toți și în toate. Rugăciunea este prezența lui Dumnezeu. Nu am eu inițiativa, ci particip la lucrarea lui Dumnezeu săvârșită în mine. Cum spune Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și iarăși un alt părinte spune, drumul rugăciunii lăuntrice este arătat și de cuvintele rostite de Sfântul Ioan Botezător la adresa lui Hristos. Și anume, ce spune? El trebuie să crească și eu să-mi micșorez. Pentru că în momentul în care ești prea plin de tine, devii gol de Hristos. Și aici este, de fapt, marea luptă care se dă în sinea noastră. Iar țelul rugăciunii poate fi rezumat în aceste cuvinte. Fii ceea ce ești. Adică, fii ceea ce ești, fii tu însuți și ascultă vocea celui care niciodată nu a încetat să-ți vorbească. Iată, deci, mesajul adresat lui Dumnezeu, de Dumnezeu celui care voiește să se roage. Și aici este undeva și pascaliană. Tu nu mai căuta dacă nu mai fi găsit deja. Nu mai căuta dacă nu mai fi aflat. Iar ceea ce avem noi în centru este numele lui Iisus Hristos. Numele Fiului lui Dumnezeu. Pentru că aici sunt foarte multe interpretări. S-a spus că este, de fapt, o tehnică această rugăciune a lui Iisus. Nu este o tehnică. Tehnică în limba greacă, dacă vreți, nu înseamnă tehnică. Înseamnă artă. Deci, atenție, tehnii, în limba greacă, înseamnă artă. Știți ce este arta? Arta, întotdeauna, descoperă ceea ce este de nespus. Descoperă ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel la un moment dat, când a fost răpit până la al treilea cer și a văzut lucruri pe care, cu a nevoie, limba omenească poate să le exprime. Arta este, de fapt, arta aceasta a rugăciunii, în care te întâlnești cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este numele prin care noi suntem cu Dumnezeu. Isaia ce spune? Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și voi chema numele Lui cum? Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Și noi descoperim că Dumnezeu este cu noi numai în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a înnomenit. Când spune profetul Isaia că este cunoscător al durerii și al suferinței omenești, El este singurul care cunoaște durerea și suferința omenească. Iar în ceea ce privește această tehnică cu respirații, cu mantră și așa mai departe, trebuie să spunem foarte clar. În rugăciunea lui Iisus, nu tehnica neapărat a respirației, într-adevăr, tehnica aceasta a respirației pe care noi o avem dată, mai ales după Sfântul Botez la Taina Mirungerii. Ați văzut când noi ungem toate simțurile, mintea, auzul, ochii, gura, dar ungem și nările. Ce facem? De fapt, dacă vreți, la taina mirungerii, noi anticipăm
rugăciunea minții sau rugăciunea minții coborâtă în inimă sau rugăciunea lui Iisus. Adică, așa cum prin noi, de fiecare dată, respirăm, pentru că alminter ne-am sufocat și am murit, tot astfel viața noastră are nevoie de Dumnezeu. Trebuie să respirăm pe Dumnezeu și singura noastră respirație spre viața veșnică în Dumnezeu este rugăciunea lui Iisus, pe care noi ne invocăm spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și îl chemăm și îl facem lăuntri pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi expirăm: miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru că El este singurul care poate să poarte răul nostru, suferințele noastre, și este singurul care transformă moartea fiecăruia dintre noi într-un paște, într-o trecere din viața de aici și în viața de dincolo, în această înălțare a noastră spre Dumnezeu, pe această scară pe care o vede și Iacob în vedenia aceea. Când spune, el zice, aici este Betel. Este poarta cerului, este Betel, adică este casa lui Dumnezeu. Lumea aceasta, în ciuda tuturor spectacolelor grotești, până la urmă rămâne lumea lui Dumnezeu. Iar ceea ce este indestructibil în fiecare dintre noi, diavolul nu poate să distrugă. Și în cel care devine schimonosit de răutate, monstrul care ucide fără scrupule, și în acela licărește totuși chipul lui Dumnezeu, dar din păcate este un chip schimonosit sau este un chip curățit până la iad. Și atunci înțelegem că se întâmplă în lumea noastră un lucru pe care noi nu putem explica, dar pe care Sfinții Părinți îl explică, pe care Sfânta Scriptură îl explică. De ce suferă nevinovații? De ce suferă inocenții? Pentru că alături de ei suferă însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, condiția noastră, această predare pe care Maica Domnului ne învață, această predare în voia lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin această coborâre înăuntru nostru, această predare este esențială. Pentru că prin aceasta noi devenim mărturisitori vii ai credinței. Ați văzut mărturisitorii creștini? Nu numai în primele veacuri, dar să luăm pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Vă amintiți? Sfântul Arhidiacon Ștefan tocmai se pregăteau să-l omoare, să-l lapideze, să-l omoare cu pietre. Dar, spune Sfântul Evanghelist Luca, autorul cărții Faptele Sfinților Apostoli, ce spune? Spune că au văzut fața sa și era ca o față de înger. Așa l-au văzut și ei, la un moment dat. Dar după aceea se au acoperit ochii, nu vor să vadă. Ceea ce este dumnezeiesc în această lume și în această viață, cei care și-au schimonosit chipul, cei care trăiesc din batjocură și din bârfă și din răutate, aceia nu vor să vadă. Aceia își acoperă ochii. Și atunci Sfântul Arhidiacon Ștefan începe istoria și spune: voi, părinții voștri, cum i-a luat Dumnezeu, și începe istoria de la Avram, de la Moise, toți proroci. Proroci pe care părinții voștri, zice, i-au ucis. Pentru că voiau să se concrușească în vremelnicie. Noi avem nevoie de un canal terestru. Și la un moment dat, martirul, mărturisitorul, atinge o stare care este starea angelică. Și anume, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. După chipul Mântuitorului Iisus Hristos, Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Și în momentul în care au acordat această iertare, atunci creștinul este liber. Atunci Sfântul Arhidiacon Ștefan vede ceea ce a văzut Moise pe muntele Sinai. Ilie, de asemenea, în munte, când a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, vede ceea ce a văzut la început Adam în rai, în acea lumină raică despre care vorbește Daniel Sandu Tudor în imnul Acatist la rugul aprins, și spune: iată-vă cerurile deschise și pe Fiul Omului șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Aceasta este, iubiții mei,
De ce Maica Domnului îi spune că este mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii? Pentru că Maica Domnului trăiește uimirea îngerilor, a Serafimilor, a Heruvimilor și a tronurilor care se rostesc în jurul, care fac această horă, acest horos îngeresc în jurul lui Dumnezeu și care se uimesc, cum spunem noi în acatist, în imnul acatist. Bucură-te, Iisuse, mirarea îngerilor. Ei, rugăciunea este uimire. Este uimire în fața lui Dumnezeu. Rugăciunea este mintea care se uimește. Nu mintea care coboară încercând să recompună din cioburi de informație și de realitate, să recompună o realitate care este mai mult mai profundă decât adunarea matematică sau decât adunarea fizică și așa mai departe și toate științele. De ce? Mintea, rugăciunea minții, este cea care, asemenea Maicii Domnului, contemplă mai cinstită decât Heruvimii și mai merită fără de asemănare decât Serafimii. Uimită de această intimitate pe care Sfântul Grigorie Palama o dezvoltă în întreaga sa teologie. Uimită de această realitate în care Dumnezeu se dăruiește. În care ne spune. Și avem aici învățături extraordinare. Când ne spune Sfântul Grigorie Palama, mântuirea fiecăruia dintre noi este darul lui Dumnezeu. Nu este nici acordarea unei recompense pentru merite, nu este nici un premiu, nu. Este mult mai mult decât vă puteți închipui. Mântuirea lui Dumnezeu este darul exclusiv al lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu este cel care copleșește. Care copleșește, adică nu mai este aici o contabilitate diabolică să văd că asta mă obsedează și așa mai departe. Nu înseamnă că nu trebuie să ne pară rău. Nu înseamnă că nu trebuie să ne pocăim. Dar, spune Sfântul Grigorie Palama, nu virtuțile sunt cele care ne fac pe noi vrednici în fața lui Dumnezeu. Virtuțile, nevoința noastră, rugăciunea noastră, pocăința noastră, ne așează în darul lui Dumnezeu. Pentru că spun părinții bisericii și părintele Cleopa de fiecare dată ne spunea, și ai tu să nu schida Dumnezeu. Viața ți-a dat-o Dumnezeu. Viața ți-a dat-o Dumnezeu și când spune părintele Teofil, trebuie să o iei ca atare, așa cum ți-a dat-o Dumnezeu. Dar fii sigur că Dumnezeu este cu tine și că vei gusta această părințime a Lui dacă te vei așeza în rugăciune. Însă, și spune Sfântul Teofan Zăvorâtul, rostind rugăciunea lui Iisus, nu așeza nicio imagine între mintea ta și Dumnezeu. Cel mai important este să rămâi în Dumnezeu. Să ai conștiința prezenței permanente a lui Dumnezeu în tine. Așa au Serafimii și Heruvimii. Au conștiința prezenței lui Dumnezeu, această uimire. Și în același timp, prin Sfinții Arhangheli, care sunt în a treia triadă, au conștiința de a se statornici în Dumnezeu, pentru că și îngerii au căzut și în momentul, în clipa în care Sfântul Arhanghel Mihail a strigat să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, atunci căderea îngerilor a încetat și ei s-au statornicit în Dumnezeu. Și vine Sfântul Grigorie Palama și ne învață, fraților, îngerii sunt superiori oamenilor. Pentru că îngerii au dobândit statornicia în Dumnezeu. Această uimire, această slavă în slava lui Dumnezeu. Dar, zice, și oamenii sunt superiori îngerilor prin faptul că sunt suflet întrupat. Și sunt suflet întrupat și Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a luat sămânța, n-a luat firea îngerilor, spune Sfântul Pavel, ci sămânța lui Avram a luat. Nu? Spune sămânța lui Avram, adică s-a înomenit. Și ne-a dăruit-o pe Sfânta Fecioară Maria, iată, care este superioară îngerilor. Mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare,
decât serafim. Doamne ajută! Un cuvânt deosebit. Ca de altfel, de fiecare dată când vorbiți Sfinția voastră, oriunde, în orice loc, în orice moment sau în orice împrejurare. Cuvânt pregătit, serios, mărturisit, bine întocmit, documentat, argumentat, spus cu simț de răspundere, cu maximă responsabilitate, cu râvnă, cu dragoste, pentru că este cuvântul unui mărturisitor serios, responsabil și autentic. Vă mulțumim pentru el și vă mulțumim că, știindu-vă foarte ocupat și prins cu foarte multe acțiuni, cu foarte multe activități, mai ales la facultate, totuși, iată, v-ați rupt din timpul dumneavoastră prețios și ați venit și în această seară, în această zi, în mijlocul nostru, pentru a doua oară, fiindcă vă știu ocupat pentru că la fiecare eveniment, cu orice ocazie, vă pregătiți. Un cuvânt ca acesta este un cuvânt muncit, pregătit, nu spus așa de pe vârful buzelor. Și lucrul acesta presupune efort, timp, perseverență și seriozitate sau responsabilitate. Lunea trecută a fost la noi domnul profesor universitar dr. Pavel Chirilă. Domnul dr. Pavel Chirilă. Știți că atunci a venit fără cărți, promițându-ne că ne aduce, însă n-a putut să le aducă atunci. Ni le-a trimis între timp. Chiar s-a ținut de cuvânt. A fost foarte prompt și parolist. Și ne-a trimis o carte, Prevenirea cancerului, cu un studiu economic comparat. Scrisă, publicată de domnia sa anul trecut, în 2014. O avem în spate la Pangar. Ne-a trimis 50 de bucăți. Costă 10 lei exemplarul. Și spune așa. Cumpărând această carte, contribui cu o donație pentru construirea primei clinici de recuperare oncologică din România, Clinica Nera, județul Caraș-Severin, despre care, între altele, ne-a vorbit lunea trecută, când a fost atunci aici la noi. O să-i rog pe Andrei și pe Daniel să mă ajute, sau pe doamna Mirela, să ne ajute la vânzarea ei jos aici la Pangar, pentru că doamna Mariana a trebuit să plece. Și repet, costă 10 lei. Poate reușim să le vindem în seara aceasta și mâine seara, ca miercuri să-i și dau domnului doctor bani. Dacă îmi permiteți, sincer, domnul Stelian, pe care îl iubesc foarte mult și care, într-adevăr, are o preocupare duhovnicească deosebită și îl apreciez pentru ceea ce face, a insistat mult. Dar pentru că mai venisem la dumneavoastră, m-am gândit să dau loc și altora, însă dumneavoastră a insistat și, în ciuda faptului că, într-adevăr, această perioadă este o perioadă destul de densă, așa, în ceea ce privește lucrările pe care le-am de finalizat, lunea trecută am vorbit despre Mircea Vulpenescu la Biserica Sfinților Brâncoveni, Sfânta Vineri, Pajura, și apoi pregătim și vă invităm, dacă ajută Dumnezeu, pe 26 noiembrie, o seară dedicată poetului creștin Daniel Turcea, care în a doua parte a vieții sale, mai precis în ultimii ani ai vieții sale, a dat acele poezii, imnuri, le-am putea spune, spune Părintele Dumitru Stăniloae, Epifania, după ce a scris Entropia, în care oarecum are o căutare ezoterică, după aceea a scris Epifania. Este un poet care s-a stins la vârsta de 33 de ani, în urma acestei boli cumplite, care este cancerul, care aproape, nu știu, un an de zile sau cam așa ceva, a luptat cu cancerul fără să accepte morfină sau toate celelalte. Deci, pur și simplu, a înfrânt durerea singur cu posibilitățile sale naturale și povestea Lucia Turcea, sora dumnealui, care este la Mănăstirea Cristiana, că doamnele care îl îngrijeau adunau pe sub saltea toată apă. Deci, pur și simplu, transpirația aceea, lupta aceea lui cu boala, a dus totuși la aceste poezii. El a scris, bineînțeles, și înainte de a trece prin această boală. De altfel,
este unul dintre poeții care erau considerați nebuni pentru Hristos. Ei și-au pus întrebarea și la Uniunea Scriitorilor, din ce s-a întâmplat cu el. Nu vedeți că în momentul în care cineva vine spre Hristos, atunci zice, a, păi nu mai e poet autentic. Cum despre Ioan Alexandru, la fel. Un critic literar, așa mai, care este o autoritate, se consideră. Adică, Ioan Alexandru, când a început să fie creștin și a scris imnele iubirii, imnele bucuriei, imnele maramurilor, și zice, da, n-a mai fost. Deci trebuie să fii cumva antihristic ca să fii valoros. Deci, vreau să vă spun că vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Deși am o stare de oboseală, totuși am învățat de la un duhovnic un lucru care, pe care l-am păstrat și pe care vin împărtășesc și dumneavoastră. Să știi, când ești, când te simți mai neputincios, să știi că atunci e mai bine. În seara aceasta m-am simțit neputincios, pentru că și oboseala fizică și, mă rog, oarecare stare de oboseală s-a instalat, dar vreau să vă spun, duhovnicul acela m-a învățat și a spus, băiete, în viață, să alegi întotdeauna calea care ți se pare mai grea. Aceea să știi că este calea cea mai bună. Este calea cea mai bună pentru că atunci te lași mai mult în seama lui Dumnezeu. Când te pregătești așa și crezi că ești în deplinătatea forțelor, atunci nu prea mai are loc Dumnezeu. Și discutam mai înainte, când ești prea plin de tine, ești gol de Hristos. De aceea, vă îmbrățișez cu multă dragoste și vă mulțumesc pentru faptul că vorba lui Ioan Alexandru. Am avut cu ei să împărtășesc aceste trăiri, aceste bucurii, aceste frânturi de gânduri și vă îmbrățișez cu toată dragostea. Doamne ajută! Ceea ce e mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Preacucernice, Părinte Profesor, binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă așteptăm și mâine seară. Și acum să facem o poză de grup și cine dorește să cumpere cartea din spate. Doamne.